mi se spune că fiecare vot contează. Bucureciu că a sunat, s-a interesat înainte de alegeri cum stăm, care este dorința noastră, ce trebuie să facem, ne-a susținut și am simțit că votul din Covasna contează de data asta. Strângem rândurile pentru Covasna. În 2020, pentru că nu a fost, dă valoare votului tău. Și noi mergem de data asta cu un mesaj de coeziune. Să facem din Covasna o alternativă viabilă, funcțională, împotriva ceea ce înseamnă în momentul ăsta UDMR. Salutare, oameni buni, sunt Adi Bucur și invitatul meu la Liberalii astăzi este Stelian Olimpiu Florelian, președintele PNL Covasna, din sud-estul Transilvaniei. Salut, Olimpiu! Te salut, Adrian! De ce e nevoie de PNL la guvernare, după tine? Vă spun de ce este nevoie de PNL în Covasna. În primul rând că PNL în momentul ăsta este altceva decât a fost în 2020 și este mult mai mult decât a fost în 2016. PNL-ul în Covasna în momentul ăsta este partidul care a obținut la alegerile locale trecute trei primării mari, cum nu s-a întâmplat niciodată până acum. PNL a obținut la alegerile trecute 45 de consilieri, din care 6 vor fi viceprimari, cum n-a fost niciodată până acum. Și PNL-ul, foarte important, este partidul care, în momentul de față, a adunat în jurul lui cetățeni de mai multe etnii. Pentru că a existat un maxim la un moment dat, UDMR-ul acaparând totul, a existat un maxim pentru partidele românești și atunci ne-am gândit că ceea ce trebuie să facem este să încercăm să aducem în rândul nostru și oameni din alte etnii. Și am reușit, pentru că din cei 45 de consilieri, 12 sunt de alte etnie. Din cele trei primării câștigate, una foarte mare este cu un primar de altă etnie, toți membrii PNL. Și mai este ceva foarte important. Trebuie să vă spun ce nu mai este PNL-ul în Covasna în momentul de față. În momentul de față, PNL-ul nu mai este ultimul într-o listă. Nu mai este trecut la rubrica și alții. Pentru că asta a fost, de fapt, Covasna până acum pentru conducerea de la București. Da? Nu mai suntem la rubrica și alții. De fiecare dată, dar absolut de fiecare dată, ni se spune că fiecare vot contează. Ei, eu nu am simțit, ca și președinte de filială de 7 ani și jumătate, că voturile din Covasna au contat. Până în momentul în care nu a venit președinte Nicolae Ciucă. De ce? Nicolae Ciucă a sunat, s-a interesat înainte de alegeri cum stăm, care este dorința noastră, ce trebuie să facem, ne-a susținut, da? Și am simțit că voturile din Covasna contează de data asta. Și iată că au contat, ne-am mobilizat și rezultatele s-au văzut la alegerile locale, sunt mai bune așa cum n-au fost niciodată. De ce a fost ales pentru parlamentare sloganul strângem rândurile pentru Covasna? Ne-am gândit sloganul ăsta ca o continuare a celui care a fost în 2020. În 2020 sloganul a fost dă valoare votului tău. Da? Și noi mergem de data asta cu un mesaj de coeziune. O coeziune pe care vrem să o dezvoltăm în două direcții. Una foarte importantă este ca să adunăm electoratul român, românesc într-o, să zicem, structură. Pentru că în felul în care suntem acum divizați, nu mai putem să funcționăm, este foarte clar treaba asta. Electoratul românesc trebuie să conștientizeze că nu mai poate vota partide care n-au nicio șansă ca să intre în Parlament și care implicit nu au nicio șansă ca să ajute la dezvoltarea comunității. Da? Și atunci acest mesaj pe care noi l-am gândit este, exact cum vă spunem, unul de coeziune, să încercăm ca să facem din Covasna o alternativă viabilă și clară, funcțională, împotriva ceea ce înseamnă în momentul ăsta UDMR. Acum, partea a doua direcție la care noi ne orientăm în mesajele pe care le trimitem, este ca să facem o coeziune în jurul doctrinei liberale. De ce? Fiindcă, exact cum vă spuneam mai devreme, Partidul Național Liberal în Covasna este singurul partid care reușește în momentul de față să adune în jurul lui și cetățeni de alte etnii și chiar cetățeni maghiari, pentru că avem maghiari care au fost înscriși pe listele noastre, care sunt membrii PNL și care și-au câștigat mandate din partea Partidului Național Liberal. Se simte influența regimului Victor Orban acolo la Covasna? Da, se simte. Se simte mai mult pentru partea maghiară. Noi suntem doar spectatori, dacă pot să spun. Cum se simte? Asta. Orice se întâmplă bun în Covasna, partea maghiară o traduce ca fiind cu ajutor
sau cu influență de la Budapest. Se văd banii Budapestei? Se văd banii Budapestei în fiecare zi. În ce? Se văd banii Budapestei în stadionul de fotbal, celebru deja al Șepșii, echipei de fotbal Șepșii. Se văd în investițiile care au fost făcute în județ și mai mult în partea maghiară, pentru că județul nostru are și o parte românească. Da? Nici de cum investițiile de la Budapesta nu vin în zona românească a județului. Se văd în ceea ce urmează să se întâmple în Covasna. Da? Dar se mai vede și altceva. Se mai vede apropierea de, mă pot să o spun, de PSD, pentru că indiferent că unii cred sau nu, există o colaborare strânsă între UDMR și Partidul Social Democrat. Drept urmare, investiția care urmează să se întâmple în Sfântul Gheorghe, un nou patinoar. Investiție foarte costisitoare, cu bani foarte mulți, aprobată de guvernul actual, în Sfântul Gheorghe. Dacă la nivel național au fost trei mari investiții aprobate, una din ele este la Sfântul Gheorghe. Vorbeam de bani din Budapeste, sub Victor Orban, liberalul Orban. Deci și banii Bucureștiului se văd în Covasna, de sub regimul Ciolacu, spuneți. Da, este corect spus, de sub regimul Ciolacu. Aici putem să dezvoltăm, să vede această colaborare, s-a simțit și la trecutele alegeri. Știți foarte bine că au fost discuții cum s-au obținut mii de voturi în Oltenia pentru UDMR, cum s-au obținut mii de voturi în Covasna, în localitățile cu populație 100% maghiară, de către PSD. De câte ori ai vorbit cu Nicolae Ciucă, de pildă, care s-a interesat despre situația de acolo, din Covasna, în ultimii ani chiar. I-ai spus lucrurile astea? Da. Ai denunțat, să spunem cu ghilimele de rigoare, frăția inelelor dintre UDMR și PSD? Înainte de alegerile locale, Nicolae Ciucă a sunat în Covasna, am discutat aspectele astea și mi-a spus atunci că există la nivel național o înțelegere între PSD și UDMR. Nu înțelegeam atunci despre ce este vorba. Am înțeles după aceea, când am analizat rezultatele alegerilor și, cum vă spuneam, a fost evident, a fost foarte clar că a existat o înțelegere între cele două partide. Practic, noi ne-am luat singuri în mână destinul și am făcut ceea ce a trebuit să facem pentru un rezultat bun în Covasna, al Partidului Național Liberal. Nu pot să dau vina pe nimeni. Este politică. Politica se face, așa cum bine știm cu toții, și pe alte căi, nu doar prin ceea ce se spune. Dar știi ce nu înțelegem noi aici? Care suntem departe. Bucureștiul, cumva, e la o distanță considerabilă și simbolic, dacă vrei. Cum ajung banii Budapestei în investițiile din Covasna, dar tu spui în partea maghiară? Cum adică partea maghiară și partea românească în județul Covasna? Sunt evidente lucrurile astea? Da, sunt evidente astea? Pentru că sunt trei localități mari care formează partea românească a județului. Este vorba de Sita Buzăului, Barcan și Întorsura Buzăului, da? Care oarecum sunt separate. Nu vorbim de granița județului, categoric nu, dar sunt o parte compactă a județului în care dominantă este populația românească, spre 100%. Și restul județului este practic dominată de UDMR, de partea maghiară, prin populație 100% maghiară. Se mai întâmplă, Olimpiu, situația în care intri într-o alimentară, într-un chioșc, într-un aprozar și nu știi limba maghiară și cer ceva și ți întoarce spatele, e un mit care a existat. Nu este un mit, a existat la un moment dat această situație. Eu m-am mutat în Sfântul Gheorghe în urmă cu 28 de ani aproximativ și atunci am simțit această chestiune. Astăzi nu mai este valabilă. Toată lumea vorbește limba română în Sfântul Gheorghe, mai bine sau mai puțin bine, dacă vrea sau dacă nu vrea, dar nu ne mai întâlnim cu situația în care nu ești servit pentru că nu vorbești limba. Deci oamenii n-au nimic unii cu alții. Nu. Dar politicienii au unii cu alții. Categoric da. Niciodată. Și cine câștigă din asta? Public de mai multe ori, niciodată. Cine câștigă din starea asta, de fapt? Politicul. Oamenii nu. Politicul respectiv UDMR. Cum se vede Covasna de la București, dar Bucureștiul de la Covasna? De la Covasna, Bucureștiul se vede bine, pentru că făcând politică este absolut
obligatoriu ca cineva din teritoriu să poată în București să te ajute să rezolvi problemele politice, în primul rând, sau ale comunităților din județul tău. De la București, Covasna ar trebui să se vadă puțin altfel. În ce sens? Pentru că informațiile care vin din Covasna spre București au fost întotdeauna doar cele transmise de partea maghiară. Ori aici... Sunt filtrate, vrei să spui? Sunt filtrate. Maghiarii, în afară de gulaș, știu să facă foarte bine și turism și politică. Și știu să îmbrace întotdeauna informațiile în așa fel încât lumea să creadă că este acolo într-un paradis și că totul în Covasna merge extraordinar. Și realitatea după tine, Olimpiu, e alta? E cosmetizată, spui? În interior este foarte mult putregai. Ce înseamnă? Fă-mă să înțeleg. Am fost în Covasna cu ani în urmă și îți rupeai mașina în grob. Cineva mi-a spus că s-au schimbat lucrurile în bine. Dar până nu vezi, nu crezi. Cum e? Nu, este așa. Din punct de vedere al infrastructurii, Covasna stă foarte bine. Au fost foarte multe programe care ne-au ajutat și prin care s-au făcut investiții de genul ăsta. Dar ceea ce pe noi ne interesează foarte mult este relațiile dintre români și maghiari. Ori aici lucrurile stau total altfel decât cred cei din București. De una zi citam o știre, Olimpiu, cum că în liceele din Covasna, din tot județul, copiii ajung să vorbească din cauza disensiunilor care există între părinți, deci între maghiari și români, ajung să vorbească în engleză între ei. Deci nu în română, nu în maghiară. Acum 30 de ani, 40 de ani, existau școlile mixte. Acolo copiii maghiari cu copiii români se întâlneau și învățau unii maghiară și alții limba română. Acum nu mai există treaba asta. Și vreau să vă spun că singurul colegiu important din Covasna, Colegiul Național Mihai Viteazu, este în prag de colaps. Nu a existat până în momentul ăsta o situație de acest gen. Aș putea spune chiar de la Revoluție. Bun, de ce se întâmplă? Și ce se întâmplă de fapt? În momentul de față, 15 clase de la învățământul primar sunt împrăștiate în tot orașul, pentru că de 4 ani de zile se fac lucrări de reparație. Este foarte ușor să spui, am dat peste o firmă care n-a fost serioasă și suntem în judecată în momentul de față. Dar de 4 ani de zile, 15 clase din acest colegiu sunt împrăștiate în oraș. Și, ca fapt divers, vă spun, anul trecut, una dintre ele a funcționat în subsolul unei biserici. Deci este și cine a vrut? Cine întreține starea asta, de fapt, Olimpiu? Administrația locală. După ce s-a întâmplat, la Colegiul Național Mihai Viteazu, iată că apare o nouă problemă cu o altă școală gimnazială, la care clasele de limba română au fost din nou scoase afară de acolo și duse la kilometri distanță, profesorii, învățătorii fiind obligați ca să facă oarecum naveta între clasele la care au de predat. Problema, din punctul nostru de vedere, este că cel mai probabil există un plan bine gândit, bine stabilit, care se ducă la distrugerea învățământului românesc din Sfântul Gheorghe. Vine de la Budapesta planul ăsta? N-aș putea să vă spun. Eu discut doar de ceea ce se întâmplă în interiorul județului. Dar al cui e planul ăsta ocult? Există o petiție pe care am transmis-o Ministerului Învățământului acum câteva zile, se numește de 37 de părinți, da? Care nu mai vor ca ai lor copii să învețe în asemenea condiții. Este strigător la cer ca în 2024 un colegiu de natura celui din Sfântul Gheorghe să nu aibă o tablă interactivă. Este strigător la cer ca la fiecare oră un profesor să se mute de la o locație la alta pentru ca să țină orele. Pentru casă respectivă. Fă-mă să înțeleg. Părinții sunt de naționalitate română și colegiul acesta e cu predare în limba română. Este singurul colegiu cu predare în limba română din Sfântul Gheorghe. Și primarul, care bănuiesc că e de la UDMR, întreține, spui, această stare de fapt. Este foarte simplu să spui, nu am ce să fac. Eu am făcut tot ce am putut. În momentul de față, firma este neserioasă, a închis lucrările și noi suntem într-un litigiu în instanță. Este complicat dacă pui problema în felul ăsta, pentru că noi și părinții nu au nevoie de explicațiile tale. Ei au nevoie de fapte care să ducă la rezolvarea problemelor pe care o au. Ce mai vezi ca cetățean al Covasnei sau prin cealaltă orașe din județ, Sfântul Gheorghe,
disensiunile le simți, le palpezi, le percepi între maghiari și români? Le simt, le percep altfel decât le văd cei care nu sunt din Covasna. Am prieteni foarte mulți maghiari, discut, am chiar în organizația noastră de partid maghiari și nu numai maghiari, avem și etnici romi și așa mai departe. Altfel percepem noi, altfel gândim noi, altfel vedem noi lucrurile în Covasna decât le văd românii care nu sunt din Covasna. Și aici putem să dezvoltăm, pentru că este o situație complicată ca atunci când la alegeri te bați mai multe partide românești cu unul singur, cu UDMR. Dacă te bați 7 partide cu UDMR, ai pretenția ca totuși să rezolvi ceva. A fost o știre națională faptul că în Sfântul Gheorghe nu s-a mai câștigat niciun mandat de către partidele românești. Și atunci, pe listă erau 7 partide împotriva UDMR. Dar dacă ne uităm ce se întâmplă astăzi, că la alegerile parlamentare care vor fi pe data de 1 decembrie sunt înscrise 22 de partide românești, ne întrebăm ce caută aceste partide românești în Covasna. Ce vor de fapt de la Covasna? Pentru că nu-și dau seama cât de mult rău fac locuitorilor din județul Covasna faptul că aceste partide vin acolo cu mesaje clar naționaliste. Majoritatea dintre ele au mesaje naționaliste și probabil speră ca pe acest mesaj naționalist să obțină votul din județul Covasna. Nu vor face. Și vor împiedica tot ceea ce înseamnă construcția pe care noi vrem să o facem acolo. Am o clepsidră și câteva întrebări pentru tine speciale. Care sunt valorile și calitățile care fac ca un deputat în cazul tău, că asta vrei, ești primul pe listă la Camera Deputaților în Covasna, te fac pregătit să reprezinți oameni în Parlament pe covăzneni în speță? Trebuie să clarificăm și felul în care eu am ajuns în București. În 2020 eram președintele PNL Covasna și atât. Făceam drumuri la București pentru colegii mei, pentru oameni, pentru primari care aveau nevoie de sprijin și nu puteam să rezolv aproape nicio problemă. Și amintesc foarte clar un moment când Lucian Bode era ministru transportului și am reușit să ajungem la ora 10 seara și ne-a primit și ne-a ascultat ca să putem să rezolvăm problemele din Covasna. Deci eu am ajuns în Covasna cu un scop foarte clar și m-am hotărât să accept propunerea care mi s-a făcut la un moment dat doar pentru a fi aici și pentru a mă ajuta colegii. Deci din punctul meu de vedere, ca să revin la întrebarea ta, eu nu văd un deputat ca să fie deputat doar pentru că își dorește o funcție politică. Eu nu am aspirații politice, ca să ne înțelegem foarte bine. Cel mai probabil am ajuns la maximul la care eu aș putea să ajung, că nu-mi doresc mai mult, da? Și este suficient ca să fii acolo doar pentru ca să-ți ajuți colegii, să-i ajuți pe cei de lângă tine, să-i ajuți pe cei care au nevoie de ceea ce faci tu, că de-aia ești președinte de județ. Pentru un director ajunct al Societății de Tratament Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă, pare un timp modest. În 2020, când am ajuns în București, am venit ca și director general. A fost probabil un moment pe care nu l-am gândit foarte bine, pentru că nu știam în ce mă bag. Amintiți-vă că eram în plină pandemie. În 2020 am avut 5 luni de zile în care societatea nu a funcționat, fiind restricții. Societatea are peste 800 de angajați care aveau nevoie de bani în fiecare lună, pentru că noi ne autofinanțăm. Noi nu primim niciun ban de la statul român, nu primim niciun ban de la acționarul nostru unic, care este Casa Națională de Pensii Publice. În februarie 2021, societatea a rămas fără bani de salarii. Ori eu, ca și director general, trebuie să gestionez lucrurile într-un anume fel, pentru că nu puteam să dau afară oamenii, asta ar fi dus la falimentul societății. Și am gestionat în așa fel încât am închis anul 2021 cu un profit de 5 milioane de lei, da? Și cu rezerve suficiente în conturi ca să ne putem desfășura activitatea în continuare. Un plan de redresare pentru pierderile anterioare ne-a fost cerut și a fost făcut pentru 5 ani de zile și l-am închis la sfârșitul 2023, deci după 3 ani de zile. Și în momentul de față, această societate de tratament balnear, care are practic 13 sucursale în țară, la noi o sucursală nu înseamnă doar un hotel, înseamnă
bază de tratament, înseamnă poate piscine, înseamnă bazine, înseamnă baruri, înseamnă restaurant, înseamnă... Care merge cel mai bine dintre ele? Dăm 3, 4. Noi suntem o societate și suntem apreciați la ceea ce facem în integralitatea ei. Da? Nu vreau acum să spun că este mai bun Felix 1 Mai, că este mai bună Covasna, să vă gândiți că pe total societate noi închidem fiecare an cu un grad de ocupare de peste 90%. Noi tratăm în fiecare an aproximativ 60.000 de pensionari sau contributori la Sistemul Național de Pensii. 60.000. Avem 3.180 de locuri de cazare, da? Și suntem probabil cea mai profitabilă societate de tratament balnear din România. Deși ani de zile, a fost o oaie neagră a turismului românesc, nu? Dar potențialul este enorm. Această dimensiune de tratament balnear. Da. Potențialul este enorm. Dacă știi să faci treabă, poți să faci un tratament balnear de calitate în România, așa cum multe țări din Europa nu au. Printre turiștii străini, pensionarii străini, sunt nemți, austrieci? Noi nu avem pensionari străini, cu toate că ne-am dorit să avem. Nu avem turiști străini, cu toate că ne-am dorit să avem. Nu prea avem turiști nici români, cu toate că ne-am dorit să avem. Și cum facem să ne deschidem către Occident? Către pentru a aduce clienții din afară? Da. În momentul de față, aș putea să spunem că nu avem nevoie. Este o prostie, ca și manager să spui că nu ai nevoie. Dar ideea este că suntem atât de aglomerați și atât de căutați, încât, practic, noi nu avem locuri libere pentru tratament în cursul anului. Ne organizăm în maxim 19 serii de tratament, dacă câte 16 zile, din care 12 sunt cu tratament, da? Și în tot timpul anului, bazele noastre sunt pline. Olimpiu, ce mesaj ai transmite, le-ai transmite celor care n-au încredere în politicieni? Pentru că au fost de atâtea ori dezamăgiți. Poate cei mai tineri dintre noi, să spunem. Politica este urâtă, nici mie nu-mi place politica. Chiar dacă sunt categorisit de politician, nu îmi place politica, dar trebuie făcută de cineva. Și dacă o face cineva care nu are bună intenție sau care are doar ideea de a se căpătui la un moment dat din politică, le-aș propune să se retragă, să nu o facă, pentru că nu este pe drept așa. De ce Nicolae Ciucă la prezidențiare? De ce Nicolae Ciucă președinte? În primul rând pentru că este președintele Partidului Național Liberal. În al doilea rând pentru că este omul pe care noi îl considerăm cel mai potrivit. Nu îl putem compara cu nici unul dintre ceilalți candidați. În al treilea rând pentru că, vă spuneam și mai devreme, este omul cu care eu am discutat și am simțit că ne poate ajuta. Este omul care este apropiat de toți membrii partidului, nu doar către unii dintre ei. Și nu avem nicio îndoială că va fi viitorul președinte al României. Este absolut clar pentru noi că în turul 2 va intra Nicolae Ciucă și că va fi viitorul președinte al României. Domnule Florian, servus toc! Zero stock. Succes, numai bine. Ne revedem la Liberali. Pe curând.